Astăzi ni se pare greu de crezut faptul că acum ceva timp dura o săptămână întreagă să descarci un film sau că telefonul mobil era folosit doar pentru a apela. Puțini oameni aveau o mașină personală și pentru a cumpăra alimente sau a face bani trebuia să ieși din casă. Lumea s-a schimbat rapid în ultimii ani, progresul crește exponențial. Deci, ce ne așteaptă după ziua de mâine? cum va arăta lumea în 50 de ani. Poate vor exista cyborgi care vor locui în nanocase, iar pădurile și lacurile vor fi ascunse de un strat de resturi de plastic. Astăzi suntem pregătiți să facem un salt de jumătate de secol în viitor pentru a afla un răspuns la această întrebare. Evident, suprapopularea Pământului impune găsirea unor soluții arhitecturale. Națiunile Unite sugerează că până în 2050 pe planetă vor locui 9,7 miliarde de oameni, iar până în 2070 această cifră va fi și mai mare. 70% din această populație va fi concentrată în orașe. Defrișarea pădurilor pentru a putea construi în fiecare colț al globului ar fi echivalentul dezastrului. Trebuie să recunoaștem că peisajul urban din 2070 va arăta radical diferit de ceea ce vedem astăzi. Clădirile joase vor dispărea, zgârie norii giganți vor deveni și mai înalți concurând pentru cel mai mare număr de etaje sau cele mai avansate caracteristici tehnologice. Apa de ploaie va fi colectată folosind sisteme speciale și va constitui rezerva adițională de apă. Turbinele vor genera energie, iar membranele vii vor transforma dioxidul de carbon în oxigen casele vor fi gestionate de roboți și sisteme încorporate, inclusiv servicii de autocurățare. Copacii reali și florile vor fi înlocuite de grădini verticale și livezi care cresc în interiorul și în exteriorul clădirilor. Am văzut deja un exemplu de zgârie nor verde. Basco Verticale, adică versiunea italiană pentru pădure verticală, a fost construit în Milan între anii 2009 și 2014 și demonstrează cum natura poate fi incorporată în cadrul unei metropole. Spațiul verde este incredibil, incluzând 900 de copaci, 5.000 de tufișuri și 11.000 de cărări acoperite de iarbă. Până în 2021, în Singapore, există planul de a construi un zgârie nori verde în al de 280 de metri, dotat cu un parc public mare la etajele inferioare, patru etaje destinate unei parcări interioare și o grădină pe acoperiș. Casele ar putea crește atât vertical cât și în subteran. Există deja orașe similare. În Cuberpedia, Australia, 80% din populație trăiește în subteran pentru mai bine de 100 de ani. Este mai ușor să te ascunzi sub pământ de temperaturile uriașe și de furtunile de nisip decât să încerci să supraviețuiești la suprafață. În Beijing, aproximativ un milion de oameni trăiesc în buncăre subterane, dar aceste case nu pot fi considerate confortabile sau de înaltă tehnologie. Un complex rezidențial subteran uriaș sub forma unei piramide inversate adânc de 300 de metri va fi construit în Mexic. Proiectul este numit Zgârie Pământ și promite să găzduiască 5.000 de oameni. Lumina naturală va pătrunde prin tavanul uriaș de sticlă, iar etajele inferioare vor avea nevoie de sisteme de iluminat prin fibră optică. Autorii proiectului au propus construirea acestei structuri unice în centrul orașului Mexico City. Arhitecții speră că exemplul lor îi va inspira pe colegi să dezvolte proiecte ale altor zgârie pământ. Desigur, climatul s-ar putea schimba dramatic în următorii 50 de ani. Poate că oamenii nu vor trebui să se ascundă doar sub pământ, ci și sub apă, în special dacă ghețarii continuă să se topească cu aceeași rapiditate, iar nivelul global al oceanului crește. Există deja proiecte pentru structuri subacvatice, dar nu sunt încă luate în serios. Tehnologia modernă este mult prea departe de posibilitatea de a crea un oraș propriu zis pe fundul oceanului. Orașele cu densitate mare a populației vor avea nevoie de tehnologie inteligentă pentru a îmbunătăți calitatea vieții. Nu-ți poți imagina orașul inteligent al viitorului fără să te gândești la senzori care transmit informații de la fiecare utilizator înspre o unitate centrală. Senzorii vor monitoriza traficul și fluxul de oameni, instituțiile, precum și procesul operațional al unor utilități, precum sistemul de iluminare al orașului, monitorizarea nivelului de umplere a pubelelor și multe altele. Toate acestea există deja în realitate, iar primul oraș este Santander din Spania. În 2011 acesta a instalat 15.000 de senzori prin tot orașul. Informațiile recepționate au permis primăriei să organizeze procesele de colectare a deșeurilor, să elibereze ambuteiajele și să optimeze sistemul de iluminat. În momentul actual există 165 de proiecte de orașe inteligente, iar unele dintre ele sunt cu adevărat impresionante. De exemplu, în Inshuan, China, a fost introdus un sistem de recunoaștere facială. Pentru a plăti transportul public sau pentru a cumpăra ceva din magazin, cetățenii își scanează fața. În orașul britanic Milton Keynes, vehiculele fără șofer se plimbă pe străzi. Datorită unui sistem bine gândit, orașul a devenit un centru de transport inovator. Alimentele din supermarketuri și corespondența sunt transportate de către curier roboți. Lista orașelor inteligente va crește și este evident faptul că într-o metropolă inovatoare totul va merge ca pe roate. Iluminarea stradală se va stinge dacă nu există oameni în apropiere și va lumina mai puternic atunci când există oameni sau autovehicule în vecinătate. În funcție de densitatea traficului, semnele electronice de avertizare se vor schimba în mod automat. Apa de ploaie va fi colectată în containere speciale și apoi folosită pentru irigații. Apa caldă pe care o vor folosi va fi utilizată pentru a încălzi proprietatea. Sectorul serviciilor va fi construit doar din roboți, iar aparatele electrocasnice vor fi echipate cu un fel de creier între ghilimele. Televizoarele se vor opri dacă nimeni nu se uită la ele. Mașinile de spălat vor măsura până la ultimul gram câtă apă și cât detergent sunt necesare în funcție de greutatea și gradul de contaminare al hainelor. În plus, vei putea să-ți controlezi casa de oriunde din lume. Cum se va schimba transportul? În sfârșit, poți uita de mașinile personale. Omenirea va recunoaște cât de periculoasă este conducerea unei mașini și va transfera această responsabilitate unui sistem robotic autonom. Dacă senzorii detectează gropi pe drum sau crăpături într-un tunel, aceste defecte se vor repara automat cu ajutorul bacteriilor latente din materialul lor. Atunci când Dumnezeala va intra în zona avariată, microorganismele se vor trezi, vor consuma materialul șoselei și apoi vor elibera substanțele necesare pentru repararea acestuia. Nu vom mai avea nevoie de semafoare și rețelele neuronale vor controla poluarea mediului înconjurător. Taxiurile aeriene vor ajunge la cele mai înalte etaje ale zgârie norilor, iar transportul feroviar obișnuit va fi înlocuit de trenuri maglev pe bază de câmp magnetic sau chiar trenuri VAC. Prototipul chinez al trenului Maglev, care va transporta pasageri cu 600 de km pe oră, se pregătește să fie testat. Începerea producției comerciale a transportului de înaltă viteză este programată în 2021. Dacă conceptul de tren vid a celor de la Hyperloom se dovedește a fi realizabil, atunci o persoană ar putea călători între orașe cu 1220 de km pe oră, adică mai repede decât cu avionul. Hyperloom este un sistem de transport în care capsule cu pasageri călătoresc prin conducte cu presiune redusă la viteze apropiate de viteza sunetului. Proiectul a fost propus în 2013 de Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX și continuă să câștige teren. În 2019, capsula sistemului Hyperloop a stabilit un record accelerând la viteza de 463 de km pe oră. Testul a fost efectuat utilizând o conductă de 1,6 km lungime și si a fost un succes. Pasul următor îl reprezintă construirea celei mai lungi piste de testare Hyperloom care va avea 35 de km. Locația aleasă pentru acest proiect este Arabia Saudită. În 50 de ani va fi un lucru la ordinea zilei ca dronele să livreze medicamente sau articole generale. Acestea sunt folosite deja pentru livrarea asistenței medicale sau umanitare în colțuri inaccesibile ale planetei, iar în 50 de ani dronele vor deveni ajutorul principal în ceea ce privește elaborarea sarcinilor de rutină sau a misiunilor importante, ca de exemplu lupta împotriva poluării aerului, livrarea urgentă de vaccinuri sau organe pentru transplant și căutarea și salvarea oamenilor sau a animalelor totuși nu îți face prea mari iluzii. Până în 2070 lumea va fi de nerecunoscut, dar în ciuda celor mai avansate tehnologii, în centrul tuturor lucrurilor va fi mereu un bărbat sau o femeie alături de gândurile și sentimentele lor. Deci tu, cum vezi orașul viitorului? Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!